Textul liric, exprimarea unor emoții și sentimente, cu lucrul pe text Adolescenți pe mare de Nikita Stănescu. Învățarea prin imaginație cu Violeta Daniela Nedelcu. Să ne exprimăm sentimentele înseamnă să dezvăluim o parte din ceea ce simțim. De ce să facem asta? Să spunem, să dezvăluim, să ne exprimăm? Vă rog să vă gândiți! Dați-vă câteva răspunsuri în gând sau cu vocetare. Vorbiți unii cu alții. E posibil ca răspunsurile voastre să evidențieze nevoia de comunicare, de încredere, de validare. E o nevoie firească. Vă vine să credeți sau nu, poezia reprezintă o lume imaginară în care puteți să vă regăsiți. Câte poezii există, tot atâtea lumi. Haideți să le descoperim împreună. Vom descoperi emoții, sentimente, atitudini, comportamente transmise prin intermediul textului liric. Ce vom face? Citim, ascultăm, suntem atenți la detalii, observăm, simțim, descoperim. Poate că ne regăsim și noi în ceea ce citim. Să începem. Adolescenți pe mare de Nikita Stănescu. Această mare e acoperită de adolescenți care învață mersul pe valuri în picioare, mai rezemându-se cu brațul de curenți, mai sprijinindu-se de o rază de soare. Eu stau pe plaja întinsă tăiată în unghi perfect și îi contemplu ca la o debarcare, o flotă infinită de iole și aștept un pas greșit să văd sau o alunecare, măcar până la genunchi în valul diafan, sunând sub lenta lor înaintare dar ei sunt zbelți și calmi și simultan au și deprins să meargă pe valuri în picioare. Impresii Care e primul cuvânt care vă vine în minte după ce ați auzit sau citit poezia? Ce vă transmite imaginea vizuală a adolescenților care acoperă marea? Alegeți curaj, teamă, putere, Altele? Ce învață adolescenții să facă? Cum credeți că este mersul pe valuri în picioare? De ce fac adolescenții asta? Descoperim! 1. La început, poetul utilizează verbul a învăța, în timp ce la sfârșit apelează la a deprinde. Evidențiați semnificațiile celor două verbe. 2. Identificați elementele naturii care îi sprijină pe adolescenți în învățarea lor. 3. Ilustrați dualitatea static-dinamic prin câte o imagine, statică și dinamică. 4. Interpretați metafora adolescenților din versul O flotă infinită de iole, ținând cont că iola este o embarcațiune condusă de o singură persoană. 5. Există în text cuvinte care transmit liniște și echilibru. Descoperiți-le! 6. Alegeți răspunsul. Versul Eu îi contemplu îl indică pe creator ca participant, martor, judecător. 7. Ce stare sufletească și ce atitudine descoperim în Aștept un pas greșit să văd sau o alunecare. Cum se simte cel care este martor la învățarea adolescenților? Continuăm să descoperim lumea textului apelând la întrebări. Cu ce se aseamănă valurile unei mări? Nu uitați că există și expresia înot în, în valurile deci marea este ca? De ce învață adolescenții mersul pe valuri? Posibile răspunsuri pentru că pot, pentru că trebuie, pentru că vor. Continuați. Sigur mai există și altele. După ce am observat dualitatea static dinamic, observăm dualitatea eu, adolescenții. Ipostazele euului. Stau, contemplu, aștept. Cine sunt eu? Creatorul, prietenul, familia, un străin, societatea. Fixarea cunoștințelor. Ce emoții și sentimente ne trezește comportamentul adolescenților? Ne întoarcem la text. Citat. Această mare e acoperită de adolescenți care învață mersul pe valuri în picioare. E posibil să simțim uimire și teamă. Rezemându-se, sprijinindu-se, sunt zvelți. Și calmi, au deprins. Putem simți înțelegere, acceptare, respect, admirație. Concluzie. Adolescenții învață lucruri noi, sunt curajoși, se adaptează la nou, sunt non conformiști. Uimesc prin atitudinile lor, prin felul cum se raportează la lume, cum acționează. Provoacă, scot lumea din confort. Primesc respect, înțelegere. Uneori nu sunt înțeleși, căci enervează, surprind. Îi iubim, îi acceptăm. Sunt parte din lume. Evaluare. Scrie un eseu cu titlul Ce fel de ființă este un adolescent? Valorificând poezia Adolescenți pe mare de Nichita Stănescu. Pentru un eseu reușit, e necesar să-ți faci mai întâi un plan. Sugestie de plan. În introducere, formulează o părere referitoare la adolescent pe baza poemului lui Nikita Stănescu. Poți folosi idei din această prezentare. Te poți referi și la sugestia titlului. Cuprins, îți susi ideile, cel puțin două, cu citate din poezie. De exemplu, Idee. Adolescenții sunt curajoși și non conformiști. Citat. Această mare e acoperită de adolescenți care învață mersul pe valuri în picioare. Am încheiat citatul. Apelez la două figuri de stil și imagini artistice, le identifici, și le interpretezi. Îți exprimi opinia bazându-te pe o experiență personală. În încheiere, formulezi o părere cu valoare de concluzie. Fii atent la exprimare și ortografie. Fișă de evaluare pentru introducere, opinia, un punct, semnificația titlului 0,50, cuprins cele două idei susținute cu citate, două puncte, două figuri de stil, imagini artistice, două puncte, experiența personală, două puncte, Încheiere, părere cu valoare de concluzie 0,50 puncte, exprimare octografie, un punct, oficiu, un punct. Mulțumesc.